venit la ședința noastră din luna august. O să-i dau cuvântul doamnei secretară pentru a aproba sau pentru a prezenta procesul verbal din luna trecută și să aprobați. După care voi prezenta convocarea, ordinea de zi de la ședința de azi. Deci, supunem la vot procesul verbal de luna trecută. Mulțumesc că în unanimitate de voturi s-a aprobat. Ordinea de zi. Primul punct din ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pălgărești și serviciilor publice de interes local, inițiator primarul Comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării din bugetul local a obiectivului investițional modernizare strada Teiului, sat Pălgărești, Comuna Pălgărești, inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind completarea planului de investiții pentru anul 2019. Inițiator, primarul Comunei Pălgărești. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului achiziție costume populare pentru Căminul Cultural din sat Nicoreș, Comuna Pălgărești, județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind completarea programului anual al achizițiilor publice și anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019, inițiator primarul Comunei. Îi dau cuvântul doamnei secretare pentru a prezenta materialele de la ședință. Vă mulțumesc! Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului, Comunei Pălgărești și serviciilor publice de interes local. Se aprobă modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pălgărești și serviciilor publice de interes local, după cum urmează. La poziția 15 a statului de funcție se vacantează funcția publică de contabil, clasa 1, grad profesional superior la compartimentul contabilitate, financiar și resurse umane. Se aprobă statul de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pălgărești și serviciilor publice de interes local, conform modificării propuse la articolul 1. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării din bugetul local a obiectivului investițional modernizare strada Teiului, sat Pălgărești, Comuna Pălgărești, județul Bacău. Se aprobă realizarea și finanțarea obiectivului investițional modificare strada Teiului, sat Pălgărești, Comuna Pălgărești, județul Bacău. Articolul 2. Realizarea obiectivului investițional se face pe o lungime de 1100 metri liniar, respectiv de la drumul județean 116 și până la Ungureanu Florin, din strada Feiului, numărul 227. 3. Cheltuielile aferente obiectivului investițional se realizează din excedentul reîntregit al anilor precedenți. 4. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de întreținere a drumului de la data finalizării obiectivului. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării ei și va fi dusă la îndeplinire de primarul Comunei Pălgărești. Dacă sunteți de acord cu acest proiect de hotărâre, vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind completarea planului de investiții pentru anul 2019. Se aprobă completarea planului de investiții pentru anul 2019, după cum urmează, se completează la anexa 1.b cu poziția numărul 7, respectiv modernizare strada Teiului, sat Pălgărești, Comuna Pălgărești, județul Bacău. Se completează anexa 1a la punctul B, lucrări noi cu capitolul 84, respectiv modernizare strada Teiului, sat Pălgărești, Comuna Pălgărești, județul Bacău. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului achiziție costume populare pentru Căminul Cultural din sat Nicorești, Comuna Pălgărești, județul Bacău. Se aprobă implementarea proiectului achiziție costume populare pentru Căminul Cultural din sat Nicorești, Comuna Pălgărești, județul Bacău, denumit în continuare proiectul. Articolul 2. Se constată și se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției,
achiziție costume populare pentru căminul cultural din sat Nicoreș, comuna Târgăreș, județul Bacău, ce va fi finanțat din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Articolul 3. Se aprobă avizul general și indicatorii tehnico-economice ai proiectului, achiziție costume populare pentru căminul cultural din sat Nicoreș, comuna Târgăreș, cuprinși în anexa parte integrantă a prezentei hotărâri. Articolul 4. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a proiectului, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR, potrivit legii. Articolul 5. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. Articolul 6. Detalierea activităților culturale desfășurate în ultimele 12 luni anterioare datei depunerii cererii de finanțare, precum și numărul de locuitori și caracteristicile tehnice ale proiectului, sunt cuprinse în anexele parte integrantă. Articolul 8. Reprezentantul legal al comunei este potrivit legii primarul acesteia, respectiv doamna Iunișca Victoria, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, care se nominalizează să fie reprezentantul legal și în relația cu ATIR, în vederea derulării proiectului. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propusă. Mulțumesc! Și ultimul punct, proiectul de hotărâre privind completarea programului anual al achizițiilor publice și anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019. Se aprobă completarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019, după cum urmează. La capitolul 1 se completează cu punctul 1, respectiv achiziție costume populare pentru căminul cultural din sat Nicoreș, comuna Târgăreș, județul Bacău. Alinia 2. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019, după cum urmează. Capitolul 2 se completează cu următoarele puncte. 101. Servicii de întocmire documentație de cadastru, ridicări topo privind lucrarea, amenajare fosă septică vitanjabilă în sat Târgăreș. 102. Servicii de întocmire documente de cadastru, ridicări topo, lucrare, amenajare teren lângă pod sat Târgărești pentru spațiu de depozitare materiale diverse. Punct 103. Servicii de transmitere și actualizare legislației online în domeniul administrații publice. Punct 104. Servicii întocmire studiu geotehnic și verificarea acestuia la cerința ATE pentru construire grupuri sanitare la școala gimnazială Târgărești. 105. Servicii întocmire documentații pentru obținerea avizii acordului autorizației stabilite prin certificatul de urbanism pentru construire grupuri sanitare la școala Târgărești. Punct 106. Servicii întocmire documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor și verificarea planului de fundații la cerința A, rezistență și stabilitate pentru construire de grupuri sanitare la școala gimnazială Târgărești. Punctul 107. Servicii întocmire proiect tehnic de execuție, inclusiv caie de sat și detalii de execuție pentru specialitățile arhitectură, rezistență și instalații pentru construire de grupuri sanitare la școala gimnazială Târgărești. 108. Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, conform legii 10/95, pentru construirea grupurilor sanitare la școala gimnazială Părgărești. Punctul 109. Servicii întocmire studiu geotehnic și verificarea acesteia la cerința F pentru reabilitare și modernizare grupurilor sanitare la școala gimnazială statul 9. 110. Servicii întocmire documentații pentru obținerea avizii acordului autorizației stabilite prin certificatul de urbanism pentru reabilitare și modernizare grupuri sanitare la școala gimnazială sau 9. Punct 111. Servicii întocmire documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor și verificarea planului de fundații la cerința rezistență și stabilitate pentru reabilitarea și modernizarea grupurilor sanitare la școala gimnazială statul 9.
Punctul 112. Servicii întocmire proiectului de execuție, inclusiv cai de sarce, detalii de execuție pentru specialitățile, arhitectură, rezistență, instalații, pentru reabilitarea și modernizarea grupurilor sanitare ale școlii gimnaziale satul 1. Punctul 113. Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, în conformitate cu legea 10/95 pentru reabilitare și modernizare grupului sanitar la școala gimnazială satul 9. Punctul 114. Servicii întocmire documente de cadastru, ridicări, documente de teren, satul Corești, punctul izvoare. Punctul 115. Servicii de consultanță pentru obiectivul de investiții, artiste, costume populare pentru cărâmul cultural în satul Corești, comuna Părgărești, județul Bacău. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Vă mulțumesc! La diverse, vă rog! La diverse! Am mai zis de diverse. Da, la diverse puteți să... Vă rog ca să vă scrieți la cuvânt. Eu am o... Dacă poate, măcar o vorbă jumătate, că putea să venim în buzic cavator, se poate drumul la coiniță, la... Sau oamenii răzbană cărțile cu frânul, poate să coboară la vară. Da. A fost un șans făcut, un drenaj, sau a coperit cu mână. Și tot a pavit cu mână. E rumurit în cauza așa, în la... Păinița sus, unde am mai făcut noi. Am făcut la poaie. Gabi Iurișca. Și era la caseria noastră, deci mi-a zis, nu mai intra să-i spui, că o să pune o ședință. A putrat din asta. Păi tocmai nici hainele nu se pun, că nu-i gunoi menajer. Eu am văzut de la toate 15 saci, 15 saci. Păi tocmai că mi-a zis șoferul de pe mașină. Păi tocmai că mi-a zis 15 saci, păi eu la aia. Șoferul de pe mașină. O spus că au fost 6 saci. Dar mi dai 10 lei la 3 ori. Și a să-ți lași de haine. Și e sigur că n-am avut discuții cu tine. Nu, băieții mei pisipa de vin, de 20 lei, pe 10 lei, eu știu. Și... O să facem o adresă de între locurile și locurile. Sigur, fără băieții noi, eu din urmă. Asta nu ne place, nu e reclamație. Vă închipui, cu groază mă gândesc când va veni factura pentru luna august. Luna august, ca și luna iulie, dar luna august, cred că vom avea cantitate foarte mare, nu știu de unde vom plăti. Și îndărează băieții persoanele care îți plăcați, înțelegeți? Pentru că fiecare... Dar vin acasă, ei plătesc o persoană, care recuperează. Aia până atâta, dar aici am luat, a dus să pune tot an. Bine, punii ce... Aia 50 de lei, dar în august au pus cât pune... Cât ai plătut? Cât pune un an de zi. Unii cetățeni... Poți în față la porți, am poze și 10 saci. Da, eu am fost mai mult de zisoare de aia. Unii cetățeni nu înțeleg ce înseamnă cu noi menajeri. În cubele punem numai cu noi menajeri. Sunt zile când Roprestul vine să ridice bastea colectate, gunoaie, cum să zic, selective. Sunt acele recipiente, acele pubele. Într-adevăr, le vine foarte greu ca să le ducă din capătul satului, dar sunt și acele țarcuri pe care le avem, țarcurile vechi, unde se pot depozita, ne pot anunța, iar noi le vom aduce în ziua respectivă, în ziua în care vin cei de la Roprest să ridice gunoiul selectiv, le vom aduce aproape de pubele. Același lucru am făcut de câteva luni încoace cu acele peturi pe care le aducem în saci, le punem în zona pubelelor cu gunoi selectiv și ni le-am luat. Pentru ca să începem și noi să facem, să selectăm gunoiul. Da? Sigur că pe lângă cubelă ei pun și vegetație sau gunoaie care se pot puse în grădină, în acele cubele pe care și mai avem. Și, și
ele se pot transforma în copii și se pot... Mai uitați, prin copii mici, trimite părinții copilul unii. Hai, mai uitați, nu se lasă acolo. Fugi. Zic că e numai mine așa. Nu știu un copil. 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 Nu Pe păși, haide, 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 haide. Acum are puterea să-l dice sapă, să-l pună în... Da, dar eu ți-am spus, băi, de fapt, am o probă. Tu stai la distanță, eu te dau la băie 10 lei și pun 10 sari de pământ. Dacă nu-l pune, eu te... Da, facem probă. Da, nu am fugile. Nu! Da. Nu interesează dacă tu faci 100 de tone. Nu, e din carte pe doar. I-am adus din carte pe noi la bănată. Dar totuși n-ar trebui de făcut. Prin sondaj, o dată pe lună, dusă mașina cântărită, înainte de a ajunge la bănată. O de pe lună. Ba da, avem nominalizat prin dispoziție un delegat. Nu e un delegat și ține la poartă. Nu acolo, nu acolo. Exemplu la Salina. Nu, și dacă trebuie noi înainte, el a făcut să spună și el după aia. Trebuie după ce au cântărit. Nu, ca să avem o evidență, săptămâna putare s-a dus atâtea tone. De ce săptămâna următoare a fost mai mult? Sau cu săptămâna în urmă a fost mai mult? Nu, august, iulie și august. O dată pe lună de cântărit. Și în sondaj. Și verificat mașina dacă poate vine nu, pe jumătate. Merzi, două, să fie. Poate să fie. Poate să fie. Vine pe jumătate cu gunoi și zice că am încărcat aici. Nu, că asta se predau goale. De șoferi, descarcă, să ia fiecare mașină să descarcă. Oricât de ziul mergi la descărcare. Deci nu mă interes la șoferii, la șoferul, la șeful. Nici șefii nu au niciun interes. Șoferii nu au niciun interes. Să nu direct fiu mai bune, nu. De o două dintre seara am verificat la probă de mașină care intre. Era mașina lui altă. Anul primarul de la Bărsănești, trebuie să chetea, au fost verificat. Nu pătrăște așa nimic, nu. E, nu sunt. Dar cine ia banii a doamnă, dacă primim una tonă? Nu primim la noi de face, nu ia nimeni să bani. A, da, sigur. Și societățile de gând. Dar fi să trebuie să bani, nu știu cum face. Primim la noi de face. Noi trebuie să monitorizăm ridicarea gunoiului din localitățile noastre, pentru că și trebuie să convingem cetățenii să scădem cantitatea de gunoi. Adică nu orice, și dacă mături din curte, pun în pubelă. Sau tai lăstarii de la vie și pun. Așa e scurt să așa spune din Italia care a venit. Am luat 600 de lei pe o persoană, stai că oricum e bună așa. 60 de lei. Vă pune un noi de bani ăștia fără străși. Și 4 săptămâni la rând, o pus ca și chiar ca azi. Să fie. Au făcut cum e un strălucitat, o să fie. O curățat și pe ceva casii. Eu la cu camere video, extinderea, pentru că nu avem cum să monitorizăm pe cei care sar la gropile de gunoi. Și aici, dacă fi de la noi, dar vin la jurie și tale, am venit la gropile. 23, puțin 20 de căruțe de gunoi. Aia, mă nu zunam nici ceva, dacă bună pe bani, mă rog, e chiar la gloare, iar tot cum am fost în țară, cum am fost pe toate. Mă rog, mă rog, înțelegem, dar orice, 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 orice. Da. Dar știi că pui sticlă, pui nylon, pui cerșaf, așa, apa, de mine, 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 de așa este. M-ați întrebat de punctul de la izvoare. La Nicolești. Noi încercăm să intabulăm toate suprafețele de teren pe care le avem în domeniul public și privat al comunei. Și acel punct izvoare, domnul vice, este între casele Nicolești. Da. Și vom vedea ce utilitate vom da spațiului aceluia. Tot așa ne-am gândit. Cumva să facem, să depunem niște pubele, m-am gândit eu și nu știu, cineva a mai spus dintre salariați, cred că, tot așa niște pubele pentru gunoiul selectiv. Dar noi suntem obligați din luna iulie,
exact data, 10, 15, 17, să amenajăm cumva. Să amenajăm autoritățile locale pentru... locuri și spații pentru 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 cartoane, sticlă, metal. Unii chiar sunt rău intenționați ca să ne facă așa. Așa este. Câinii care au făcut așa. Câinii care au făcut așa. Câinii care au făcut așa. În legătură cu Iugăbii, nu ne-au public la satul. Am vorbit cu domnul Vici și am zis că vor să verifice. Dar pe tot n-au verificat peste tot. N-au intrat poate toate lițele la vădea. Da, dar trebuie să... Da, dar ei când verifică... Da, dar principal era modul, am mers la pasta, principal, produșilor am mers. Noi am chemat domnului ce a fost cu ei, nu așa am știut. Da, știu, au fost peste tot. Poate să verifice, așa dacă sună au fost peste tot. Dacă ei merg să verifice, poate să verifice peste tot. Pe, așa au făcut, au luat satele la rând. Da, dar nu mai trebuie un principal. Nu, e adevărat. Nu, 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 poate s-a uitat, nu se vede că arde sau nu, dar când e ulița așa mică, și noi putem atâta să sunăm, băi, nu arde pe el, dar... Păi să notăm acum, domnule, ați notat, da? Bine, pentru că le e mai ușor, într-adevăr, și nu avem toată ziua lumina, știi? Băi, în punctul cutare, punctul, dacă știm și noi exact, în zona cutare... Ei, de obicei, veneau ce sună noi. Când ne sună, eu trec pe caiet și când ne sună, mergeți acolo, mergeți acolo. Acum am luat toată cumva. Dar am intrat chiar pe toate soluțele. Și atunci o să ia mai mult timp să stea lumea fără curent, din cauza poate și vreun accident, ceva, că deja i-a plecat pe drum. Da. Domnul Vice, trebuie să facem adrese către Ion, că acolo nu mai depinde de noi. Trebuie să facem adrese către Ion, o fotografie, trimitem către Ion. S-au rezolvat. S-au rezolvat stâlpite pe pământ. Mai sus de cămin. Mai sus de cămin, acolo, lângă Martin, este... Un văzut mai serios. Este domnice. Este primit, dar tantele cum spui, ești virginic, nu? În față. Trimitem din nou și o fotografie, către țări comune. Virginic, nu? Da. O să cadă și... Da, fără cu ea. Contravampirii trase. Da, da, da.
publică. Da, sistemul de este din garanția asta. Da, da, da. 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 Dacă se poate, vreau să vă mai spun ceva diverse. Domnul Iosu, cel cu clădirea de aici, de pe Vișinului, a fost să-și plătească taxele și a venit și cu o scrisoare de intenție de a vinde acea clădire. Eu deocamdată vă spun la diverse. Dânsul vrea să vândă clădirea, au zis că prima dată ne-a ducit la cunoștință nouă. Știți că noi am mai discutat problema asta. Vă gândiți la variantă. Știți clădirea, știți zona. Într-adevăr, este o zonă bună. Noi nu prea avem terenul pentru a construi. Știți că la începutul anului noi am propus și un plan de investiții și un plan de achiziții să facem demersurile pentru un proiect, pentru dispensar medical. Că nu avem dispensar și cabinetele știți că sunt în clădirea cu primăria. Categoric că le trebuie și lor un spațiu adecvat ca aici, așa cum e. Și eu am venit cu propunerea ca acolo, pe suprafața pe care o avem noi, în spatele clădirii, avem vreo 1100 de metri pătrați, o să, deja s-a făcut casarea celor mijloace fixe, clădirile alea că sunt urâte, dărâmate aproape și trebuie să curățăm toată zona aceea. Categoric că să facem un dispensar frumos acolo, ia fața clădirii aceea urâtă. Acum, nu știu, ar fi bine. Ar fi bine să vă gândiți cam dacă putem achiziționa, să renovăm și pentru o sală, pentru Părgăreșteni, să fie o sală. Păi ce, uite. Da, dânsul a făcut evaluare în 2016, a făcut evaluarea clădirii, categorică și noi o să trebuiască să facem o evaluare, că nu mergem pe evaluarea dânsului. Este 161, evaluarea făcută de către dânsul ajunsese la suma de 161.789 de lei. Adică 1.617 lei. Prețul, a spus că va fi negociat. Negociat, da, deci nu-i bătut în cui. Evaluarea a fost făcută la valoarea asta în 2016. Sigur, și dânsul a zis că putem negocia și poate lăsa din sumă. Și noi, categoric, că vom face o evaluare și a noastră. Nu-i mai ușor să pământul primăria. Nu este pământul primăriei. Este terenul lui. Acolo. Este. Da. Noi și terenul. Da, da, da. Așa rezultă din actele noastre. Clădire, fost în curtării atelier. Uite, aici scrie, stai, la nici școala, contracte în care nu m-am putut. Nu, stai să știu. Și uitați acolo. Acolo a fost ACP ADM, cum așa era pe vreme. Da, era, da, clădirea a fost construită pentru brutărie. Și primărie. Așa. Clădirea a fost cumpărată. Cum e bufetul? Clădirea a fost cumpărată de la... CP ADM. CP ADM, cooperație, cum era. Are acolo, terenul dânsului este terenul folosit pentru construcții, 323 de metri pătrați și a cumpărat de la primărie partea din față, 121 de metri pătrați. La primărie. La primărie a fost cumpărat 121 de metri pătrați. Iar ăștia 323 de metri pătrați, care sub clădire, a fost un schimb de teren, tot între primărie și dânsul. Schimbul de teren pe care l-a dat dânsul și este aici în spate unde avem tractoarele. Da. A fost făcut schimburile astea Nu s-a vândut, mă, de la primărie teren. Nu știu cum s-a putut atunci. Și el nu a schimbat. Și gruța mare, terenul, curajat, da. Să schimbi. Nu schimb. Nu că s-a vândut. S-a schimbat. Schimb. Deci nu s-a putut schimb de teren. Schimb de teren. Schimb de teren. Nu vânzare. Nu vânzare. Nu vorbea de la mântire. Că și eu m-am cumpărat de la babă. Deci tot terenul ca să facă schimb cu terenul ăla. La fel s-a și la domnul Grozavul, nu? Că doar și Grozavul. Dar și dânsul are aici, sub clădire. Dânsul a făcut schimb cu primăria, domnul Grozavul. Acum e lui. Și terenul. Da, dar el a făcut schimb.
vinde teren cu primăria ca să obțină terenul pe care l-are cu primăria. Sigur că... Da. Deocamdată dânsul ne-a lăsat, mi-a anunțat care e intenția de a vinde. Eu zis că au avut câteva solicitări din partea persoanelor fizice. Dar s-a gândit că poate ne prinde bine nouă comunități, știi? Nu e mare, adică și tu nu e așa din nou. E, și este negociabil. Dacă mai aveți alte probleme de ridicat, să vă dau răspunsul de la ședința noastră trecută. Domnul Balint așa sare cu problemele ridicate de luna trecută. Am fost la bani, am fost verificat, începusem să vă spun și de școli, că a fost doamna prefect cu o comisie întreagă de la toate instituțiile deconcentrate de la nivelul județului, ISU, DSP și poliție. Au fost verificate școlile, mai avem unele lucrări de realizat și se poate începe anul școlar. A fost mulțumită. A fost mulțumită de cum reparațiile și reținerea școlilor. Da. Așa. Da. Cu jneamurile publice le-am trimis, nu? La Prohorii ați fost și ați remediat. A fost și la Bacna. Acolo femeia de serviciu le-a pedeat. M-am supărat pe Cățelina. Da, deci o liniți școală. Păi m-am supărat pe ea, pentru că... Și la școală nu s-a făcut nimic. Eu am făcut... În interior. Nu am intrat înăuntru. Igienizarea s-a făcut. Am intrat înăuntru. Dar pe afară așa a rămas. Igienizarea s-a făcut. Iluminatul public s-a modificat, domnul Leche, dumneavoastră ați ridicat, este 5:30 până la 8:30, de la 8:30 până la 5:30 dimineața, așa. La Pleșcan, domnul Lătar, v-a ridicat atunci problema. Ați fost, domnul Vice. Avem demeni, dar acolo nu știu ce o să facă. Dar așa, trebuie să tăiem, lumea se supără. Drumul de la un moment dat acolo se oprește. Deci lumea prin educație. Și la fel și aici, domnul Lătar, dumneavoastră ați ridicat problema cu țarina. Au fost băieți, acum să ne ferească Dumnezeu de alte viitori. Exact, se supără lumea. Pot să vă anunț că deja de ieri s-au început lucrările de amenajare și reamenajare a drumului către Coșna, pentru că de săptămâna viitoare vine asociația și trebuie să-i sprijinim, să-i ajutăm. Vă cerem ajutorul și sprijinul și dumneavoastră, chiar cum puteți, pentru a aduce materialele sus și pentru a-i ajuta acolo la construcția monumentului. Sigur că dacă îi ajutăm, e foarte bine, pentru că ne simțim și noi utili și că am făcut și noi ceva pentru comunitate, da? Dacă s-ar putea lăsi un pic cu macadam pe Petru Rareș, două mașini când trec, una trebuie să... Două mașini se treacă, ca să nu intre noroiul una și aduce tot noroiul pe macadam, iar se face... Luna aceasta ne vom axa pe drumul către Coșna și pentru a ne pregăti pentru data de 5 octombrie. Se poate circula pe drumuri. A fost și ieri, a fost până sus pe Nicorești, într-adevăr, n-a fost pe Petru Rareș, dar se pot circula față de cum erau drumurile, se pot circula. Acum nu putem să facem autostradă, nu? Trebuie să vă gândiți și cu dumneavoastră. Să intrați și pe drumul de la cimitir. Au fost ieri. Sunt două luni jumătate și acolo într-o oră era ca să fie două ori. Două luni jumătate. Sau n-avea motorină bulbă sau... Acum vreți să facem ca să spun eu odată? Le facem, cu răbdare. Avem câțiva oameni. Rând pe rând. Da. Vă mulțumesc pentru participare și închidem lucrările și